Bună seara! Revin cu ce am mai făcut la stupul pe care vi l-am arătat în filmulețele anterioare. Vă spuneam că o să încerc să fac două uși, practic. Ușa din spate, accesul să fie făcut cu două uși. Am reușit să fac ușile. Vi le și arăt cu balamale, jos, la mijloc. Și în partea de sus. Aici la mijloc va mai exista un sistem de blocare în sus sau în jos, în funcție de cum voi dori să deschid ușa, ușița. Deja am pus un plexiglas subțire pe care l-aveam. E o variantă, nu știu dacă va trebui neapărat plexiglas, poate să fie și scândură. Poate să fie și folie, poate să fie și sticlă, dar mă gândesc că îngreunează foarte mult și nu știu cât de avantajos este. Am avut acest plexiglas și am zis să-l folosesc. Acum, nu știu dacă voi reuși eu să vă arăt o singură mână. Încercăm. Deci, balamalele le-am făcut posibilitatea să se deschidă. El acum de la mijloc nu prea se deschide pentru că nu i-am făcut acel dispozitiv de blocare, dar va fi făcut. Eu o să deschid și a doua ușiță și o să blochez cumva să stea rezemat. Ok. Mă încântă ideea de suport. Mă gândesc aici să poate scutura foarte ușor albina și revine în stup. Nu știu, când scot de sus din magazin, de exemplu. Aici am construit un hrănitor micuț care se așează pe acelea suport pe care intră și lădița, caseta. Am lăsat de desubt și am făcut ca un fel de ramă, nu știu, mă gândesc că poate va crește în fagure, ca o ramă oarbă. El vine cumva, albinele vor avea acces pe acolo și presupun că vor crește la un moment dat sub. Aici în hrănitor se poate face accesul, după cum vedeți. Se poate face accesul prin exterior, un plexiglas. Dacă fac aici rotund o ușiță, se poate introduce ușor fără să umbli în sub. Efectiv, vezi că îi mai trebuie sirop și alimentez din exterior la un moment dat. Nu știu, mă voi gândi la sistemul acesta. O să vedem pe parcurs. Și pare în regulă. Abia aștept să vină primăvară să facem probe. O să încerc să transvazez, să mut dintr-un stup care are deja muscă în primăvară. Am deja faguri crescuți de 3 sferturi, de asta din anii trecuți. Am unii chiar de 2 ani și deja la un moment dat, când marca a urcat și au depus și în magazii, sunt deja negriți. Sunt foarte buni de ai pune la în cuib. Aici, între sertare, se poate introduce la un moment dat pentru izolare. Deci eu introduc între izolator. O să achiziționez mai mult lacaj și o să tai niște izolatoare. Aici el se va putea muta. Îl putem muta la ce nivel dorim. Pentru august mă gândesc că o să găsim aici posibilitatea să fac un hrănitor mai mare și între casete putem, și
Le introducem la un moment dat și izolator, izgonitor de fapt. El intră pe un carton prins, o gândesc că funcționează, îl pui cu o zi înainte, când vrei să scoți mierea și atunci reușești mai ușor să scoți. Vă salut, până la următorul filmuleț, numai bine și spor la treabă, că știu că în perioada aceasta toți avem mult de lucru și asta faceți. Numai bine!